Laura Codroacovesi, adjunctul ei sfidează Parlamentul, gestul făcut de procurorul Marius Iacobi care a stârnit o revoltă. Presubliniere-dintele Comisiei Parlamentare de Anchetă privind Arhiva SIPA, Viorel Salan, consider că trebuie legiferat situația în care persoane invitate la audieri în cadrul Comisiilor Parlamentare de Anchetă refuz să se prezinte. E o problemă, sublinierea, trebuie legiferat, pentru ce este forul legislativ al cerii. Să ne nesocote subliniere ti, să nu te prezinci în fața acestei comisii este o problemă. Am făcut deja demersurile de rigoare, dar nu neapărat pentru această comisie, ci în general pentru comisiile speciale care se constituie în Parlament. Am solicitat atât Institutului de Studii Juridice din cadrul Academiei Române, care să ne facă un studiu cu privire la un eventual act normativ prin care să se instituie obligativitatea prezentării persoanelor chemate la audieri. Ce urmează să vedem cum au rezolvat sublinierea cum rezolvă această problemă celelalte cer membre UE, a afirmat Salan marci, după subliniere din ca comisiei, scrie agerpres.ro. El a precizat că la audierile de marci s-au prezentat 5 din subliniere apte persoane invitate la audieri. Printre cei care nu s-au prezentat se află sublinierea Marius Iacob, procuror SEF adjunct la DNA. Avem sublinierea persoane care nu ne-au comunicat în niciun fel, dar sunt sublinierea persoane care au confirmat ce nu se prezint. În acest sens, vom respecta ad literam prevederile regulamentului Comisiei, dar sublinierea hotărârea Parlamentului 67/2006, care ne spune să informe sublinierea fi instituțiilor respective ca să ia măsurile legale. Este vorba de procurorul general adjunct de la DNA, Marius Iacob. Ta subliniere teptme un răspuns concludent în acest sens, pentru ce era una dintre persoanele care puteau să ne pună la dispoziție o serie de date cu privire la activitățile de subliniere urate. Punct ne-a transmis un mail prin care ne comunica anumite elemente sublinierei în care spune ce domnia sa consider ce acelea sunt toate aspectele pe care noi trebuie să le cunoaștem subliniere tem. Eu vorbesc de obligativitatea prezentării în fața comisiei, pentru ce solicitarea noastră a fost de prezentare în fața comisiilor, nici de cum de trimiterea unor elemente prin diferite forme de comunicare, a adugat Salan. Presubliniere din telecomisiei a menționat ce sunt sublinierei alte persoane care au refuzat să vină la audieri. Judectorul Cristian Danilec, sublinierea fostul ministru al Justiției Monica Macovei. Salan a mai spus că printre cei audiați marci s-au aflat directorul general al Administrației Naționale Penitenciarelor, Marian Dobric, doi fost sublinierei directorii AIAN, sublinierei doi membri ai Comisiilor de Inventariere a Arhivei SIPA. Ne-am propus să cunoaștem subliniere tem de la fost subliniere ti subliniere i actualul presubliniere dinte Alan Pactivit cile pe care le-au des subliniere urat domniile lor în cadrul comisiilor de inventariere, dar subliniere i în calitatea de subliniere efi de instituții.
mult ne-a interesat dacă acea subliniere TIA în calitate de subliniere EFI de instituții au luat toate măsurile legale, începând de la măsuri procedurale de protejare a arhivei, dar sublinierei documentele pe care le-au avizat. Pentru membrii comisiilor de inventariere ne-a interesat activitatea efectiv. Sublinierei, spre surpriza noastră, multe dintre activitățile procedurale nu s-au cam des subliniere urat, instruirea comisiilor, dar sublinierei documentele juridice pe care trebuiau să le întocmească. Suntem în perioada de a verifica o serie de activități care trebuiau luate procedural înainte de desfințarea arhivei sau pentru predarea ei. Vom continua audierea persoanelor care au avut legături cu arhiva, a explicat Salant.